Bă, ce-ai pățit? Știi momentul ăla când pare că dintr-o dată te trezești din cel mai frumos vis al tău? Ce? Nu. Știi momentul ăla când vrei să-ți faci un sandwich și scapi ultima felie de șuncă pe jos? Da. Știi momentul ăla când îți termini treaba și nu mai ai hârtie igienică? Nu. A, doar m-am lovit tare rău aici. L-am găsit. Am înțeles. Încearcă să-l aduci viu. Dacă nu, ocupă-te de el. Când am început, nu a dat datoria înapoi. I-am și zis ce se întâmplă dacă nu o dau. Bă! Unde te-ai dus, mă? Vrei să știi o glumă? Glumă cu calul. Ultimele cuvinte. Deci era un cal care îi plăcea să câte, știi? Bine, continuă. Dă-mi mai jos! Cății! Ce-ai făcut, mă, Nelco? Auzi la el, bă! Alo! Pizza! Ia zi-mă cât ai dat pe sacul ăsta! Mă, tamu! Zi-mă cât ai dat pe el! Mă, tamu! Mamă, dar șochelarii ăștia ce intră la amane, bă, game ești! Bă, mersi pentru tot, frate, pentru tot. N-ai pentru ce? Mersi și pentru ajutorul de mai adineori. Cum mai vei piciorul, doctor? Bă, adineori, te-am mințit. N-am nicio problemă la genunchi. De fapt, doar s-a despărțit iubita mea de mine. Îmi pare rău, frate. Bă, viața e ca o carte. Despărțirea asta e doar unul dintre capitole. Și trebuie să scrii pe acul tău viitor. Mersi de sfat. Auzi? Mm. Dar pe tine cum te cheamă? Știi momentul ăla când îți termin treaba și nu mai fi